Bună ziua! Trebuie să vă zic chestii și am zis că totuși fac săptămâna asta vlog, deși este vineri și credeam că n-o să fac. După cum vedeți, acolo mai sunt foarte puține lucruri, de principiu cele pe care o să le luăm cu noi sau pe care le-am pus eu mai deasupra, ca să zic așa. Am strâns aproape toată casa, mi-am pus microfonul ăsta pentru că aș vrea să nu ne auzim cu ecou. Nu vreți să vedeți cum... Cou, e și Cristian aici cu noi în background. Nu vreți să știți ce canapea avem? De fapt, ia să știți. De ce să nu știți și voi? Asta este canapeaua noastră. Este o saltea din aceea de o persoană pe care, dintr-un motiv sau altul, încă o am. O am de foarte mulți ani. A trebuit să o cumpăr odată când am fost la mare cu niște prieteni. Scârție și face cam urât. Se supără pe Cristian după ce se ridică de pe ea. Dar să știți că face o treabă foarte bună. Bun, astăzi este vineri. Afară este incredibil de cald. Aș vrea să fiu la mare, pe o plajă în Grecia, dacă se poate, Cristian. Dar nu se poate pentru că mai am de debarasat niște chestii din hol și apoi pot să spun că încep weekendul cu lucrurile pe care o să le mutăm sau pe care o să le strângem ultimele. În rest, all good, suntem în target. De ce te mai muțărești mai acolo la mine? Nu, eu doar fac pentru oamenii care nu au avut, eu doar povestesc prin gesturi. Uite, zic ceva ca să explic și pentru oamenii care văd. Ziceam că mai am foarte puțin de strâns, că am făcut niște cumpărături și vreau să le arăt și acestor oameni ce am cumpărat. Aproape că nu te vezi cu totul. Ești prea sexy în acești pantaloni scurți și am decis să te tai din cadru. Zi bună, Cristian. Bună, Cristian. Nu, zi tu bună, Cristian, adică. Bună, Cristian. Salută oamenii. Salut, oameni! Ești obosit? Mai poți? Nu. Cristian editează pentru că el s-a gândit să nu ia o pauză în aceste zile în care oricum o să avem o grămadă de treabă. O să fie vacanță. A. Nu chiar, dar aproape. Nu știu ce vacanță era când te trezești la 7 dimineața să deschizi la muncitori, dar da. Dar da. E vacanță. Dar da, exact. Bine! Pa. Pa! Am primit și un mesaj între timp, nu este pentru mine, îl punem pe silențios. Ce vreau să facem este să vă explic unul, două colete pe care să vă arăt, de fapt nu să vă explic, să vă arăt unul, două colete pe care le-am mai primit. Cristian face așa în spatele camerei și să vă zic că sunt datoare la voi cu niște treburi. În primul rând, săptămâna trecută v-am lăsat în pom cu ședința pe care am făcut-o la El Studio și trebuie să încep cu asta ca să nu mă certe nimeni că n-am terminat de povestit. Super, super tare! Dacă sunteți din București și ajungeți și vă este ușor să ajungeți la El Studio din Piața Victoriei, unde se regăsește exclusiv deocamdată acest aparat, vă recomand. Am simțit că îmi lucrează abdomenul și la 24 de ore după ce eu am fost la ședință. Spălam vasele într-o seară în bucătărie și simțeam așa că se încordează ceva. Și să știți că de la 1 iulie încep un program complex pe care o să-l documentez și pe care o să-l pun probabil pe TikTok. Dar o să mai povestim despre asta când va fi cazul. Practic, aparatul acela care face electrostimulare și un fel de radio ceva, radio... frecvență, sper că nu zic greșit, încălzește țesutul adipos și apoi vine și contractă mușchiul, astfel încât în momentul în care se contractă mușchiul să se spargă țesutul acela adipos și să se elimine, trebuie să bei foarte multă apă pe perioada în care faci ședințele acestea, nu în timpul ședinței, în perioada aceea, pentru că evident că totul se elimină prin urină, că asta este realitatea. Acum, voiam să vă mai zic ceva legat de faptul că am fost acolo. Da, voiam să vă mai zic ceva. Că vă arătasem că erau reduceri la Humana și costa 4 lei orice găseam eu în magazin acolo. Să știți că am plecat și eu cu lucrușoarele acestea și am și bonul aici în buzunar. 12 lei am dat pe 3 produse pe care le-am cumpărat și pe care o să le bag la spălat că n-am apucat până acum. Am pantalonii ăștia de blugi scurți pe care probabil că o să-i port cu
cu o cămașă lungă, nu știu de unde vin ei, dar de vară, de weekend, sunt drăguți și arată foarte bine. Și am mai găsit o rochiță pe care am luat-o pentru că mi-a plăcut materialul. E un material foarte fin și vaporos și cred că mă și prinde această nuanță. Uitați-vă ce drăguță este, foarte, foarte simpatică, iar ca lungime este cam așa, pe care, din păcate, nu o pot purta ca atare, pentru că mi se pare mie că e un pic transparentă. Nu știu cum să fac să vă dați seama, dar uite, e un pic transparentă. Și am găsit tot acolo această chestie, care este un fel de jupă, hai să-i zicem jupă, că nu poate să fie purtată așa că e foarte transparentă, dar mi-a plăcut cupele astea foarte mult și să știți că arată bine una peste alta. Eu nu probez lucrurile când merg în SH-uri, că nu vreau să mă îmbrac acolo cu ele până nu le spăl, dar le-am pus așa pe umeraș una sub alta sau una peste alta și arată destul de bine. 12, nu știu ce am cu 12 astăzi, 12 le-am dat pe asta și uitați-vă ce model drăguț are aici în față. Foarte drăguță danteluța asta. Le bag acum la spălat. Acum, vreau să vă zic că am descoperit sau am primit niște reclame, mi se pare, pe Instagram legat de o aplicație care se cheamă Bon App și care susține cumva consumul responsabil de alimente sau încearcă să prevină risipa alimentară. Și sunt pe aplicația aceasta niște branduri, niște restaurante, niște cofetării, cafenele, nu știu, am văzut și Starbucks acolo, nu știu ce poate să-ți dea ăștia de la Starbucks, dar vreau să testez odată. Pentru că am un fel de, nu discovery box, un fel de surprise box, ceva de genul ăsta. Testez într-o seară, promit. Și am găsit aproape de birou o băcănie. Au văzut semn eu de data trecută, dar n-am comandat că mi-a fost lene. Și astăzi, când plecam de la birou, zic, ia mă să mai intru să văd dacă mai are băcănia asta vreo ofertă. Și am găsit o ofertă la ei, să plătești 25 de lei și să primești produse de 50 de lei. Am luat-o acolo că trebuie să o cumperi din aplicație și trebuie să te prezinți acolo să spui eu sunt X, am achiziționat această ofertă din Bon App. M-am și amuzat în momentul în care mi-au arătat doamnele ce au în coșul lor de Bon App, ca să zic așa. Am primit, vă arăt imediat să fiu sigură că sunt toate produsele. Am primit în felul următor. Un Meltino din nuci de caju cu ciocolată, care este o alternativă vegetală la unt și care arată așa. Expiră când expiră, că asta este și ideea, că sunt produse care mai au puțin până la termenul de expirare și că se previne irosirea lor ajungând la termenul de expirare. Expiră pe data de 13.06.2024. Arată așa, probabil că o să mâncăm o dată din el. Și o pastramă de porc mangalița, specialități afumate din carne de mangalița, care arată așa, expiră luni pe data de 10. Astăzi este vineri, o să o mâncăm în acest weekend. 80 de grame, cred că sunt aici, da, așa ar fi. Și pe asta am dat 25 de lei din Bon App. Acum, funcționează Bon App? Eu sunt sigură că da. Funcționează la comercianții ăștia care zic vino la noi, dă-ne 25 de lei și noi îți dăm produse de 50 de lei ce vrem noi? Nu. Pentru că atâta timp cât, da, ok, eu am vrut să mă duc la ei și să nu știu ce-mi dau, dar atâta timp cât tu ajungi acolo și primești ciocolată de la băcănie sau, în fine, ceva de genul, e cam, nu te mai duci a doua oară. Și atunci cred că ar funcționa mai bine Bon App și mai mulți oameni ar fi deschiși să încerce să facă astfel de achiziții dacă toți comercianții ți-ar spune ce ți dau. Că uite, poate de la brokers sau cum îi cheamă pe oamenii aceștia, sunt clienți care cumpără în mod frecvent și zic, a, păi am găsit acolo, vreau să o iau. De altă parte, când nu știi și te aștepți să fie altceva, e cam dubioasă treaba. În fine, am profitat de faptul că aveau acolo un coș cu de toate și am cumpărat aceste batoane pe care noi le-am cumpărat și din Dr. Max, cred. Ăsta este umplut cu nucă de cocos veritabilă, ăsta este umplut cu magiun de prune și acestea sunt cu arahide și ciocolată. Uite, iubitule! Cristian? Da! Da! Yes! Uite! Că ți-e poftă de ovăz. Ia unde ăsta până vine ovăz. Păi da? Nu vine ovăz. De ce? Păi că nu livrează decât de pe site-ul lor și am scălmare să smagic.
Îți fac eu. Sau livrează până de pe site, dar vine săptămâna viitoare. Păi, zic, nu are sens mai ce pentru ceva ce vine săptămâna viitoare, să vă mulțumesc așa. Și atunci nu vrei un baton din acesta? Nu, are 360 kilocalorii. Da, are, dar are, fără zahăr adăugat este. Nu, eu mâncat dimineața, zic, azi dimineața am mâncat fix doar cu ciocolată. Am înțeles, am mâncat, are. Nu mai mănânc astăzi. Așa, ce voiam să vă mai arăt? A, să-mi aduceți aminte, cum mai zic oamenii pe YouTube, să-mi aduceți voi aminte să vă zic ceva legat de Trendyol. Da, ajungem și acolo. Pentru că tot m-am dus la această băcănie, să știți că am trecut și pe la Supermercato și n-am făcut decât câteva cumpărături pentru weekend, de 145 de lei, pentru weekend. Că evident că noi trebuie să ne și mutăm, dar bine, o să ne mutăm cu ele, nu-i problemă, dar așa, ca idee. Am luat o pâinică, pentru că nu mai aveam, și o să o bag înapoi, pentru că asta are și niște găurele și împrăștie peste tot chestii. Am luat faimoasa mortadela pe care o cumpărăm de obicei cu trufe și trebuie să o punem repede, repede în frigider. Am intrat eu să iau burata, pentru că în continuare sunt obsedată de burata și o iau pe aceasta. Vă recomand să încercați, este senzațională și mai ales cu roșiile astea bune și gustoase care sunt în perioada asta, superb. Am bălit la măsline și a trebuit să le cumpăr. Nu știu care e relația mea cu măslinele, dar de fiecare dată îmi vine apă în gură când văd măsline undeva. Am mai cumpărat o chestie din asta pentru că era singura pe care o mai aveau la raft. Am luat Crodino, că mi-a promis Cristian că în seara asta mâncăm shaorma și am zis să iau Crodino. Am găsit sticluțele mai mari de data asta. Să știți că ăsta este mai bun decât marca aia, nu știu dacă e proprie, dar e mai ieftină a lor. Ăsta pe care scrie Crodino este mult, mult, mult mai bun la gust. Și am luat pentru iubitul meu, pentru că am grijă de el mereu și sunt o iubită exemplară, nu mă bag în seamă, am cumpărat acestea, 50 de lei împreună, două sunt cu fasole și două sunt cu mazăre, aș zice, dar sunt bune, gustoase, sățioase și le-am luat să fie, mai ales în zilele astea în care Dumnezeu știe pe unde o fi și pe unde o mânca, să le avem, să fie acolo sau le luăm cu noi sau vedem noi ce facem. Și pe asta am dat eu 150 de lei. Mă duc să pun astea în frigider că e destul de cald în casă și mă întorc să vă mai povestesc niște lucruri și să știți că o să mai facem chestii și mâine. Și duminică. Și mâine și duminică mai avem chestii de făcut împreună. Așa, acum să vă explic. Am pus o comandă pe Trendyol, doamne. E ceva cu site-ul ăla. În primul rând, nu înțeleg eu cum dau ei chestiile așa ieftine. În al doilea rând, dacă ești inteligent și știi cum să te uiți pe site, poți să găsești niște lucruri foarte șmechere la niște prețuri foarte mici. Au, comanda mea vine pe bucăți. Au venit acum două produse și o să vină și restul ulterior. Și vreau să vă zic că dacă vă descărcați aplicația și vă puneți voi acolo produsele în coș, reduse, nereduse, cum le găsiți voi în funcție de ce vă trebuie, dar să știți că sunt reduceri în perioada asta, vedeți că puteți să mai puneți suplimentar în coș codul JustApp, vi-l pun pe aici pe undeva, 50, care vă acordă 50% reducere la coșul de cumpărături. Așa că, și funcționează treaba asta pentru că eu am testat-o. Așa că, vă arăt ce mi-am luat eu acum, vă pun link în descriere și vă scriu pe ecran și acolo codul, astfel încât să... ce drăguțe sunt astea, astfel încât să puteți să beneficiați și voi de reducere. Dar nu uitați că trebuie să puneți în coș codul de reducere, ăsta JustApp50, indiferent dacă produsele sunt reduse sau nu. Iar când vă cumpărați ceva, pentru că evident, ca pe fiecare site, sunt și lucruri mai de calitate și lucruri mai de puțină calitate, și lucruri la 10 lei și lucruri la 200 de lei, sunt și lucruri de brand și lucruri, nu știu, no name. Trebuie să vă uitați și vă recomand să faceți treaba asta și să bifați peste tot pe unde puteți ca materialele să fie din bumbac, din in, din, nu știu, orice vreți voi, muselină și așa mai departe. Și credeți-mă că puteți să găsiți lucruri foarte, foarte faine la niște prețuri accesibile sau mici sau foarte mici, dar trebuie să fiți și atente un pic ce cumpărați. Că dacă vă bucurați că un tricou costă 10 lei, dar nu vă gândiți că el ar putea să fie din poliester, evident că el o să vină din poliester. Mi-am luat niște șosețele pentru că mi s-au părut foarte drăguțe pe site și într-adevăr sunt foarte simpatice ele, au niște modele așa cool. Ăsta cred că mi-ar servi mai mult la
un antrenament. Dar uitați-vă ce simpatice sunt astea cu buline. Mai am și unele cu dungi, că de ce să nu am dungi și pe șosete. Mai am și unele cu alt fel de dungi, mai simple. Și uitați-vă la astea cu inimioară. Sunt superbe, sunt absolut superbe. O să le port. O să le vedeți voi prin o postare de Instagram cu șosete, probabil. Și am mai ajuns un sacou care mi se pare foarte simpatic și potrivit pentru un eveniment. Nu chiar în perioada asta de vară, că na, e foarte cald afară, dar arată foarte bine și sincer, mă așteptam să fie așa, să fie mai bățos și să nu fie din ăla plouat care efectiv să pice pe mine sau de pe mine. Este oversize, l-am luat cred că în măsura 38, nu, l-am luat în măsura 40, vine și cu un nasture de rezervă, el are doi nasturi aici și de principiu e un sacou de genul acesta pe care eu am de gând să îl port cu siguranță peste o rochie cu o pereche de pantaloni când am de mers undeva foarte frumos. N-aveam niciun sacou alb în colecția mea și l-am luat pe ăsta. Dacă o să pot și nu o să uit, poate o să vă pun chiar linkul acestui produs, că l-am salvat în favorite. Are și buzunare, ele sunt cusute acum, dar am pipăit eu pe aici, am văzut că are buzunare. Sper că am pipăit bine, sincer. Are și căptușeală, adică e făcut chiar cu simț de răspundere. Foarte frumos și simpatic. Fiți atente la material. Dacă vedeți un produs, uitați-vă automat ce material are el și nu uitați de codul de reducere JustApp50 ca să vi se reducă încă 50% din produs, că unele au deja reduceri în coșul de cumpărături. Acum, astăzi a ajuns la mine un colet pe care o să-l desfacem împreună. Ia uitați-l aici, vine de la Nala și vreau să văd ce minunății au pus ei aici și mă rog, pentru că am văzut la o prietenă pe Instagram că are în coletul ei un spray din acela de păr și corp cu mango. Mă rog să fie și la mine în colet tot spray de păr și corp cu mango, dacă se poate. Cred că sunt niște reduceri pe Nala, ia să vedem. În iunie sunt reduceri de 40% la cosmetice cu peste 90% ingrediente de origine naturală. Ia să vedem ce au aici, de exemplu. Uleiul strălucitor cu grapefruit este 23,9 lei. Vă dau așa niște exemple. Gelurile de duș au 10% reducere, costă 17,9 lei de la 19,9 lei. Untul de corp are 40% reducere, 23,9 lei. Ceară de păr, habar n-aveam că au ceară de păr. Wow, interesant. Tratament scalp, ce tare, nu știam că au și ceară de păr. Sare de baie știam, spumă de baie și așa mai departe. Uite, cam astea sunt reducerile, dacă vreți să vă uitați pe site și aveți nevoie să vă cumpărați ceva. Iar cutiuța mea este aceasta, dă pe din afară. Lămâie verde și mentă, ia să vedem. Ci efectiv dă pe din afară de câte produse sunt aici. Da, am gama cu lămâie verde și mentă, nu am pe cea cu mango, dar nu-i problemă, pentru că asta va fi super răcoritoare în perioada asta. Să știți că am testat deja acest ulei, foarte, foarte, foarte fain, îmi place, o să-l folosesc. Asta este produsul despre care vorbeam. Au scos cei de la Nala apă parfumată de corp și păr cu lime și mentă. Ia să vedem. Să ne parfumăm. A, ce mist finare. Da, super răcoritor. Cu asta cred că o să mă dau în fiecare seară după baie, după duș, astfel încât să mă răcoresc și să mă bag în pat parfumată. Mai am aici o bombă, o sare de baie, la fel, din aceeași gamă. Mai am și deodorant cremă, mă bucur tare pentru acesta, în primul rând pentru că e răcoritor și în al doilea rând pentru că tocmai mi s-a terminat de dimineață deodorantul cremă și îl încep pe acesta. Mai am un scrub cu cafea și mai am și un șerbet de corp. Și evident faimosul deja gel de duș Nala. Nu știu dacă e cineva care nu a folosit până acum un gel de duș Nala, dar nu știu cum să vă explic. Gelurile de duș Nala fac foarte multă spumă, curăță foarte bine, sunt senzaționale. Și evident produsul ăsta pe care eu îl am deja început. Mamă, dar miroase foarte bine această apă parfumată. Când trec pe la Nala, o să-mi iau și varianta cu mango. Că nu se poate. N-am cum. Miroase foarte bine. Aș vrea să mă îmbăt în această apă parfumată.
Are o aromă delicată, răcoritoare și un parfum așa care e mai degrabă discret. Nu simți că te sufocă nimic. Foarte, foarte, foarte drăguț. Recomand. Ce pot să vă mai zic? A fost ambalat coletul acesta de Andreea. Un colet vă mai arăt și apoi vă zic ce o să facem mâine. A ajuns recent la mine acest colețoi. Știți ce e în coletul ăsta? Ciocolată. Din fericire, sunt produse fără zahăr, dar sunt multe produse dulci. Uite, așa arată tot coletul. Și să știți că pică foarte bine în contextul în care am să mă ocup de acest body reshaping. Intru în service pentru că evident că nu o să mai mănânc zahăr și tot ce înseamnă produse cu zahăr, așa că o să mănânc probabil produsele acestea fără zahăr de la Sweeteria, pentru că de la ei vine coletul. Aici sunt niște bomboane, o să le desfac și pe ele în curând, dar vă arăt ce mai am în acest colet și să știți că din câte am văzut eu, produsele lor se regăsesc și în BBT-i, farmacia Tei, toate magazinele astea mari în care ați putea să vă faceți cumpărăturile. Cremă tartinabilă din ciocolată și bucăți crocante de alune de pădure. Sună foarte bine, deja îmi plouă în gură. Mai am aici un Grintella cu un dulcitor de agave, cremă vegană cu ciocolată, care arată așa. Mai am aici și le-am desfăcut deja, să știți, aceste portocale sub acoperire, apoi stafide sub acoperire, apoi arahide sub acoperire și migdale sub acoperire, să nu cumva să se simtă discriminate. Bănuți din ciocolată cu lapte. Ăștia sunt folosiți mai ales când se fac prăjituri. Din ce am văzut eu pe la fetele pe care le mai urmăresc, atunci când au nevoie să topească ciocolată, să pună undeva, de principiu topesc bănuți din aceștia. Bănuți din ciocolată amăruie, și mai bună varianta asta, cel puțin pentru mine în următoarea perioadă, și bănuți din ciocolată albă. Mai au cei de la Sweeteria. Uite, am chestiile astea două pe care sincer nu le-am desfăcut. De-aia să desfac unul acum să văd exact despre ce este vorba. Nu știu cum să-l desfac astfel încât să nu stric ceva. Aici scrie ou de ciocolată albă cu trandafir. Nu știu dacă vreau să mănânc eu așa ceva pentru că este cu trandafir, dar înăuntru e efectiv un ou de ciocolată. Foarte drăguț. Dacă Cristian o să fie de acord, poate facem cadou acest ou de ciocolată. Au rămas probabil de la Paște și ca să nu ajungă să expire, le-au pus în astfel de colete de PR. Și aici mai avem o figurină de ciocolată cu lapte și îndulcitor natural. Cum vine asta? Care e îndulcitorul? Și figurina este un pui. Ce e ăsta? Un pui, o găinușă, un pui, aș zice. Am putea să le dăm unor copilași, că avem și noi suficient, chiar avem suficientă ciocolată. Și vreau să vă mai arăt și ultimele lucruri pe care le-am primit de la ei. Batoane din cereale cu cacao, care arată așa, și aici înăuntru sunt astfel de batoane care vor funcționa foarte bine ca și gustare. Stați să văd câte calorii are un baton din ăsta. Să văd pe unde scrie în primul rând. Pe 100 de grame, 464 de kilocalorii, iar un baton are câte grame? 40 de grame și este fără zahăr adăugat. Uite, așa arată de aproape. Scuzați-mi unghiile, dar sunt în procesul ăsta de a strânge totul și nu le-am mai făcut. Trebuie să le fac în seara asta, că vă zic imediat și unde mergem mâine. Și mai am și niște napolitane cu cremă de cacao. Foarte bune la gust aceste napolitane. N-ai zice că sunt cu îndulcitor, adică fără zahăr adăugat, fără conservanți, fără OMG-uri și coloranți. 76% cremă din toată compoziția napolitanei și pe 40 de grame sunt 150 de kilocalorii, cred că da. Pe o napolitană sau 40 de grame are o napolitană, stați să vedem ca să nu vorbesc prostie aici de față cu voi.
O napolită nu are exact 40 de grame, 150 de kilocalorii, ceea ce nu este prea mult. Da, depinde dacă tu îți numeri sau nu kilocaloriile. Și acum, chestia cea mai faină din acest colet, mi s-a părut foarte drăguță și sincer, mi se pare că este mai mult. Stați să le pun pe toate la fel. Arată precum cotoarele unei cărți. Aici sunt 6 ciocolate. Avem ciocolata albă și zmeură în plongură. Am testat-o pe asta, este foarte bună. Ciocolata amăruie cu lavandă, ciocolata amăruie cu zmeură, ciocolata albă cu fulgi de cocos, ciocolată cu lapte și caramel sărat, ador, trebuie să o desfac neapărat, ciocolată cu lapte, măr și scorțișoară, toate sunt fără zahăr adăugat. Și eu cred că dacă atunci când îți este poftă, nu mănânci o Milka sau o Poiana sau mai știu eu ce, ci iei un cup din ciocolata asta, s-ar putea să fie un pic mai bine. Și mai am aici și dulcișor, celebrul lor îndulcitor, cu extract din frunze de stevia, cu indice glicemic 0 și da, o să povestim despre indicele glicemic și rezistența la insulină și toate cele, pentru că, în fine, pe asta o să-l recumpăr și eu din farmacia Tei în momentul în care se termină asta, pentru că plănuiam oricum să fac asta și mi se termină și eritritolul. Asta este tot. Strâng aici și mă pun pe făcut ce treabă mai am de făcut. Ce voiam să vă zic este că mâine o să facem o treabă împreună. Ne trezim de dimineață și mergem să spălăm mașina, că nu o mai suport și este nespălată de mai bine de un an. Nici n-am mers cu ea în perioada asta, probabil că am mers de, să zic, 10 ori într-un an, habar n-am că stă mai mult în parcare. Treaba este că mi s-a pus pata să o spăl ca lumea, interior, exterior, să fie și ea frumoasă și oricum trebuie să-i schimb și cauciucurile și ar trebui să-i mai fac eu niște chestii, în fine. Și după ce spălăm mașina, o să mergem până la plața. Îmi pare rău că vin cu acest vlog luni și că deja va fi fost depășit momentul, pentru că mi-ar fi plăcut să vă dau și voi această veste și dacă sunteți pe aici prin zonă să mergeți și voi, să vă programați și să mergeți și voi. Merg la plața pentru că au cei de la minus 417 o activare acolo, respectiv și-au montat un stand în față la BBT și fac un ritual spa pentru mâini timp de 15 minute clienților. Doar că nu poți să te duci tu așa să mergi de pe stradă să zici vreau și eu. Trebuie să te programezi înainte. De asta vă zic că e deja după eveniment când vedeți voi acest vlog. Dacă mă urmăriți pe Instagram, ați văzut cu siguranță și chiar sper că v-ați programat și voi. Pentru că eu am mai participat odată la un astfel de eveniment și credeți-mă că să-ți facă cineva masaj la mâini 15 minute te relaxează extrem de tare. Așa că asta o să facem mâine. Mergem împreună acolo. Acolo, vă iau și pe voi și după i-am promis lui Cristian că îl duc cu mașina lui la o cafea, pentru că nu vrea să meargă cu mașina mea, că a lui este mai mare și mai de încredere pentru el, că și mașina mea este de încredere, de el nu are încredere în mașina mea. Și gata, mă duc să strâng, să mă pun să mai împachetez și holul, pentru că asta mai am de făcut, ca să pot să intru și eu în weekend liniștită și probabil să mănânc niște pepene că am prin frigider și mi este foarte poftă de el. Ne auzim mâine. Bună dimineața! Hei bine, da, m-am trezit în ziua în care puteam să dorm și eu mai mult, să mă duc să spăl mașina. Am ajuns ca bătrânei, jur, să mă trezesc la noaptea în cap, odată cu găinile, să mă duc să spăl mașina. Dar e mult să spăl și mai târziu probabil că va fi aglomerat, așa că merg. Nu vă iau cu mine, pentru că nu o să aveți ce să vedeți acolo, dar ne reauzim imediat pentru voi ca să mergem un pic la plața. Vreau să vi-l spun pe Cristian că nu, este urâcios cu mine. Spune-mă. E urâcios cu mine și mă ceartă toată ziua, să știți. Vă rog, dați-mi voie una dată instanță să-mi susțin primul cazul. Luca îți parchează aproape, deci mai avem 15 minute și sunt oricum în parcare la plața. Mi-aș merge acolo să parchezi, unde întotdeauna e ocupat, pentru că toți parchează acolo, decât să mă duc imediat aici în stânga, tot în parcare la plața, și să facem probabil 15 pași în plus. Da, te-ai dus imediat aici în stânga? Fix acolo s-a dus. Am ajuns la plața să facem masajul mâinilor, să fac eu, adică, la minus 417 și vă iau cu mine. Știți că n-am apucat să vă arăt mare lucru la ritualul hand spa,
pentru că, ce să credeți, m-am bucurat prea mult de el. Așa că am apucat să trag câteva cadre pentru voi, foarte fain și relaxant. Mi-am relaxat așa un pic mușchii, astfel încât să pot să continui să fac treburile astea de om care face YouTube, respectiv să editez, să filmez, trei chestii de-astea. Mergem la o cafea acum la Slower pentru că merităm. Și știți ce mai merităm? Mai merităm o înghețată. Și sper să găsesc pe aici, pe undeva, pe la localurile astea de la Parcul Carol, o înghețată, pentru că aici e cumva în drumul nostru spre Slower. Vă anunț că mi-am luat înghețată, căpșuni și caramel sărat, pentru că mangă nu am găsit. Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care și-au exercitat dreptul de vot. Sper să mă auziți pe mine și nu pe domnul care vorbește în boxe la parcare. Să știți că am fost să votez și acum chiar vom merge la Cărturești să vedem care-i treaba cu cărțile astea pe care le dau ei. Și mai am și de reciclat niște lucruri și după plecăm la Cosmo Beauty, unde o să ne întâlnim cu Ioana și Dănuț. Să mergem! Cristian este foarte entuziasmat pentru ceea ce vom face astăzi. Foarte entuziasmat. Se citește entuziasmul pe fața lui. E somn. E somn. E de înțeles de altfel, pentru că deja este foarte cald și dormim foarte prost. Foarte prost. Și transpirați toată noaptea. Doresc să vă transmit faptul că îmi pierd și ultima speranță în umanitate. Sunt supărată. Știți de ce sunt supărată? Sunt supărată în primul rând pentru că am fost și am votat. Evident că am fost și am votat, că nu aveam cum să nu-mi exercit acest drept oriunde aș fi fost. Nu sunt supărată de asta. Sunt supărată pentru că, bă, am luat mizeriile alea de buletine de vot în mână și jur că vedeam prin ele. Și jur că în momentul în care pui ștampila aia acolo, oriunde vrei tu, unde nu asta nu, nu discutăm despre asta, că nu vorbim despre politică. Oriunde puneai ștampila, ieșea pe partea cealaltă. Why? Adică de ce într-un buletin de vot, care teoretic este esențial, este vital, omul trebuie să-și exprime opțiunea lui fără echivoc, fără să zică cineva că poate totuși buletinul ăsta trebuie inactivat sau așa, de ce în ăla nu au fost în stare să facă o mizerie de buletin de vot prin care să nu se vadă nimic? Înțeleg că este făcut din material reciclat, m-am uitat pe toate părțile, era material reciclat. Bă, dar fă-l mai gros! Dacă tot îl faci, oricum investești să-l faci, fă-l un pic mai gros. De ce râzi de mine? Că mă scot din minți. Și m-am mai scos ceva din minți astăzi. Nu, și cred. După îți dau și ție cuvântul. Nu am nimic zis, sincer. Am zis pe Instagram și chiar m-am bucurat sincer pentru treaba asta. Am zis pe Instagram, bă, ce cool sunt ăștia de la Cărturești, că te duci la ei cu buletinul de vot și îți dau o carte. La ora 10 și jumătate se terminaseră cărțile, în condițiile în care, atenție, până la ora 10 votaseră 5% din oamenii capabili să voteze în România, iar Bucureștiul avea o prezență extrem de scăzută la vot. Și mă stăteam eu așa și mă gândeam zilele trecute, ce cool sunt oamenii ăștia, dau cărți, vor să se schimbe ceva, impulsionează oamenii să voteze, să facă, să dreagă, să nu știu ce. Și azi au scos 3 cărți, cadou. În condițiile în care sunt asociați cu 10 edituri, librării, toate cele edituri, în principiu că ei sunt librăria. Sau mai, poate mai bine de 10, că le-au afișat pe profilul lor. Și îmi dau seama câtă mizerie și cu câtă mizerie au profitat de faptul că, evident că fraierii ca mine le dădeau share și ziceau, wow, ce cool sunt oamenii ăștia de la Cărturești, ce mișto fac ei pentru... În condițiile în care au scos 5 cărți, mă scuzați, era coadă, v-am filmat-o, ați văzut niște cadre. Erau cam, să zic, 50 de oameni, zici Cristian? Cam așa, cam 50 de oameni care așteptau la coadă. Când m-am așezat și eu la coada aia, în naivitatea mea, credeam că poate merge așa repede și omul intră și ia cartea și pleacă și așa. Nu pentru că aș avea nevoie de o carte primită cadou, pentru că ați văzut și voi în vlogurile săptămânale anterioare că am cumpărat eu 8, Cristian 4. Adică
în ultima lună noi am cumpărat 12 cărți. Nu am nevoie de o carte cadou. Dar gestul în sine mi se părea foarte fain. Uite-mă, unii care fac o treabă. De fapt, nu. Era o campanie de marketing mascată și asta mi se pare o mizerie. Iar ăia care zic, vai, oamenii, nu putem să mai facem nimic pe social media, că vai, oamenii fac drag sau nu fac nu drag. Păi nu fac pentru că peștele se împute de la cap. Tot timpul peștele, asta e expresie românească, peștele se împute de la cap, o știu de la bunica mea. Tot timpul trebuie să fie unul de ăsta care face o mizerie și când vine unul care e pe bune și care zice, bă, eu chiar vreau să fac asta. Uite, ce facem pe 14 iulie? Nu v-am zis când, dar vă zic acum, pe 14 iulie, 90% rămâne stabilit. Bă, mergem să ajutăm cu ceva pe cineva. Mergem să vă cerem vouă ajutorul și în schimbul ajutorului să vă dăm două parfumuri și banii ăia se duc pentru o cauză nobilă. Cerem ajutorul, n-ai zis care sunt banii. Ce? N-ai zis banii. N-am zis banii, 50 de lei. Asta, vă dăm două parfumuri cu 50 de lei, dar am zis în vlogul săptămânal trecut și oricum o să venim cu toate detaliile. Dar să mor eu dacă plec cu... Mă scuzați că am vorbit, v-am zis că sunt de la țară în momentul ăsta, dar jur că eu nu plec cu niciun ban acasă. Dacă am zis că banii aia se duc într-o cauză nobilă și o să vă comunicăm și câte parfumuri sunt puse la bătaie în toată chestia asta, fiul rămâne același 50 de lei, puteți să vă alegeți două parfumuri oricare vreți voi din alea care sunt expuse acolo, nu aducem nimic altceva, nu facem nimic altceva, venim de dimineață cu ele, le punem pe masă, punem acolo urna sau ce facem, ce decidem împreună cu cei de la Institutul de Fapte Bune, banii merg la ei. Vreți să donați mai mult? 100% puteți să donați mai mult. Noi încercăm să aducem chiar și pe cineva de la Institutul de Fapte Bune să stea cu noi acolo toată ziua, pentru că așa ar fi frumos, astfel încât voi să știți sigur că banii se duc acolo și beneficiul cel mare pentru voi este să fie că aveți acces la două parfumuri cu 50 de lei. Dacă oamenii vor să-și cumpere 10 seturi de câte două parfumuri, pot să facă asta? Da. Atât de multe? Păi de ce nu? Păi aș vrea să evităm bișnița. Adică... Să le cumpere de aici, să le dea mai departe cu 50 de lei bucata. Nu aș vrea să se întâmple chestia asta. Păi da, aș vrea da. Să limităm. Păi știu, dar hai să ne concentrăm pe faptul că încercăm să strângem niște bani pentru Institutul de Fapte Bune. Acum bișnița se poate face oricum, că dai 50 de lei, ții două parfumuri care oricum costă peste 50 de lei oricare. Adică dacă ăsta e scopul tău, ăsta e scopul tău, dar hai să mai credem și că lumea poate să fie frumoasă. Dar eu vreau să cred, dar uite-te la ziua de astăzi, eu chiar vreau să cred că există și oameni care fac fapte bune pe bune. Dar uite-te la ziua de astăzi. Uite, limităm la mizerie. Poți să dai maxim 100 de lei, ții 4 parfumuri, e bine așa? Tu poți să dai 500 de lei dacă vrei, dar poți să primești maxim 4 parfumuri. Pentru că probabil că vor fi oameni care zic, bă, eu vreau să donez la institutul ăsta mai mulți bani. Okay, și atunci de-aia vreau să vină și un reprezentant de la Institutul de Fapte Bune acolo, astfel încât să poată să vă și răspunde la întrebări dacă aveți, să știți și ce o să se întâmple cu banii respectivi, dacă vă... Dacă aveți, bani aveți, sper că aveți. Vă doresc să aveți mulți bani în viața asta, sincer. Dar na, oamenii vor să se întâmple, bă, dar eu fac asta. Deși n-ar trebui să-și pună nimeni întrebarea, având în vedere că nu cer donație. Eu dau ceva în schimbul banilor pe care oamenii îi plătesc către Institutul de Fapte Bune. E normal ca oamenii să se întrebe, pentru că ai venit și ai prezentat totul ca pe așa ceva. Da. Și în țara în care toată lumea face de-astea, e bine să spui, uite, facem asta pentru că de-asta. Uite, la asta mă gândesc și eu, că dacă eu vin acum și fac asta, cine Dumnezeu mai are încredere în mine că într-adevăr fac asta în condițiile în care se întâmplă nimeni. Mai mult decât atât, păi mă enervează. Chiar mă enervează treaba asta. Și eu știi că atunci când mă enervez și mi se pare că ceva este nedrept, eu sunt foarte vocală. Nu, că tai înjurăturile. Și pune emoticon de la cum și timuci. Da, exact. Păi da, pentru că mi se pare foarte urât. E total că ține. Da. Când te recoltezi și apoi... Da. Da. Chiar mi se pare foarte urât și când un om vine și face pe bun, nu mai crede nimeni în el și nu se duce nimeni la el, pentru că, hei, ce să crezi, atâta ne-au mințit toți pe toate părțile, încât... Hai să mergem, către niște vibe-uri mai bune. Mergem la Cosmo Beauty, o să trecem pe la standul Viorica
O să trecem pe la standul 21 Collagen Beauty, vreau să văd care e treaba cu acest colagen. Și cred că mai e cineva acolo și văzusem eu pe story undeva. Ioana și Dănuț. Și Ioana și Dănuț, ne întâlnim cu Ioana și Dănuț. Și o să ne întâlnim și cu cei de la Replic. Vă mai țineți minte Replic? O să ne întâlnim și cu ei astăzi acolo. Cred că oamenii țin minte Replic, pentru că la cât a apărut de obsesiv de mult reclama aia în ultimul timp. Da, dacă eu nu Replic, văd niciodată. Pe noi. Eu nu văd niciodată. Serios, că eram aseară pe... Am intrat un pic pe TikTok, era Mișu live. Și zicea că el nu a încercat niciodată Replic, dar știe brandul că mă vede foarte des pe mine. A, serios? Da. A, eu nu o văd niciodată. A, nu, poate nu mă targetează pe mine, dar ar fi trebuit să-mi apară cumva. În fine, hai să mergem la Cosmo Beauty. Hai. Bună ziua! Bună! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Mergem la standul Viorica. Produsul meu preferat, Always and Forever, trebuie neapărat să încercați produsul acesta. Și crema asta este foarte faină și gama asta este foarte faină. Ne luăm parfum. Ce parfum? Ține puțin asta. Ne dă Spice Jacket. Oh. Ioana? Bună, bună. Mă gândesc ce să-mi mai cumpăr. Haide. Elixir Vitis Vinifera, am zis. Și crema anti-age. Și... masca aceasta. Superbă. Cea mai bună dintre toate. Și 8% baterie, așa că trebuie să fiu foarte rapidă și să vă zic așa în câteva cuvinte ce am făcut astăzi. Au venit prietenii noștri și Ioana și Dănuț și am fost împreună la Cosmo Beauty pentru că am primit o invitație din partea celor de la Viorica și vreau să vă arăt lucrurile cu care am plecat de acolo. O să fiu sinceră cu voi și o să vă zic că mi-au dat un voucher și mi-au zis, uite, poți să-ți alegi ce vrei tu de voucherul acesta ca să povestești comunității despre ele și ce credeți că mi-am luat. Doar lucruri care, pe care le-am folosit deja și care mi se par foarte bune. Și o să vi le arăt imediat. Am întâlnit acolo, de asemenea, un brand nou care se cheamă 21 Collagen. Sigur, sigur i-ați văzut în online în ultima perioadă pentru că ei au fost prezenți, așa că am un produs și de la ei pe care l-am și testat acolo și uimitor, este foarte bun la gust, este foarte ușor de acceptat și are el așa o formulă inovatoare și o combinație faină de ingrediente care să lupte din interior și să se combine foarte bine cu niște alte produse, vă zic imediat despre ele. Și i-am mai găsit acolo și pe cei de la Cosmetris. Poate vă aduceți voi aminte că am fost eu la un moment dat la un eveniment. Eu cred că punguța aceea de acolo este chiar a lor. Stați așa să o iau. Da, chiar de la ei este, pentru că acum când am triat toată casa și am pus-o în cutii și am împachetat-o, am găsit punguța aceasta și mi-am dat seama că nu am folosit produsele și vreau să îmi fac o rutină și să filmez niște clipuri cu produsele acestea, ele fiind un tonic mist activator care arată așa. Intense Lift se cheamă el, foarte drăguț, asta este bun de folosit în fiecare dimineață și abia aștept să-l testez, nu l-am testat până acum. Și aici mai am o cremă pentru față cu 1% bacuchiol, 1,5% complex marin și 4% peptide anti-rid, care arată așa. Îmi plac foarte mult ambalajele lor, mi se par minimaliste și foarte elegante. Și ei acum mi-au zis, hei, dar tu ai acea rutină, ce-ar fi să o completăm cu o cremă pentru ochi? Și acum am o rutină completă, care evident nu va fi pentru dimineață, pentru că nu are SPF și astăzi au fost 45 de grade afară, așa arăta bordul mașinii. Am o cremă pentru ochi din aceeași gamă Intense Lift.
și mă bucur extrem de mult că acum le pot folosi pe toate. Mai am foarte puțină baterie, vreo 20%, așa că trebuie să fiu foarte rapid. Înainte de asta, de dimineață, să știți că am trecut pe la AFI pentru că au ofertă la Bath & Body Works. Din păcate s-a terminat astăzi duminică, sau cred că s-a terminat astăzi duminică. Am mai luat un săpun de mâini, Mahogany Coconut. Am mai luat unul Whitey & Sage, pentru că mai am vreo două, sinceră să fiu. Și Palo Santo & Sage, pentru că mi se pare că în perioada asta, când este foarte cald, nu prea mai merg acele săpunuri căpșunistice și prăjituristice pe care le iau eu. Și am dat 25 de lei pe unul. Hai să vă arăt cu ce am plecat de la Viorica. În primul rând, ei mi-au dat un cadou, adică această cremă cu protecție solară din gama Hydrobiotic. Uite, așa arată ea. Eu v-am vorbit deja despre ea, sau cred că am postat deja un clip despre ea, l-am filmat oricum. Foarte faină, mai ales în zilele în care eu nu mă machiez și vreau doar protecție solară. Nu am testat-o în combinație cu un fond de ten, pentru că fiind un produs hidratant, s-ar putea să nu fie pentru tenul meu mixt exact ceea ce trebuie, dar în zilele de weekend în care nu mă machiez, e numai bună. Apoi, fete și băieți, mai mult fete. Am primul parfum cu liliac din colecția mea. Știam că există la Viorica, îl pusesem pe listă, știu că produsele, că parfumurile din gama aceasta, elixir floral, văd că scrie aici, nu sunt extrem de persistente, măi, dar mirosurile sunt superbe. Am Peonia Augusta, pe care l-am de anul trecut sau de acum 2 ani, îl ador, nu mă interesează că persistă puțin pe pielea mea, are un miros atât de fain de bujor, de un buchet bogat cu bujori, când nu mai contează nimic altceva. Și am lăcrămioară albă pe care o testez acum și urmează să testez și acest liliac angelic. Și apoi, pentru că am putut să îmi iau eu ce am vrut, mi-am cumpărat masca asta. Mai am foarte, foarte puțin în baie dintr-una, probabil că în următorul clip de Empties o să o vedeți și pe ea. E una dintre cele mai bune măști pe care eu le-am folosit în ultima perioadă și are și un raport calitate-preț extrem de bun, dacă mă întrebați pe mine. Și apoi, de ceva vreme, suspinam, plângeam după elixir Vitis Vinifera. La fel, e un serum cumva atât de bun în combinație cu tenul meu, că m-a impresionat cum foarte puține produse de genul ăsta m-au impresionat de-a lungul timpului. Doamne, l-am scos invers, cred. În fine, hai că-l scoatem așa. Este mic, într-adevăr, este 100 și un pic de lei. Eu vă recomand să fiți atente și când sunt reduceri la Viorica, pentru că au adesea 20-25% reducere și să vi-l achiziționați atunci, dar e foarte, foarte fain în combinație cu tenul meu mixt. Mi se pare că oferă o strălucire naturală a tenului și totul e cumva plumped. Și pentru că tot mi-am luat serumul acela și mai am și alte produse din gama Via acasă, o să încep tonerul în curând, mi-am luat și această cremă contur ochi. Și cam astea cred că sunt lucrurile și mi-au mai pus ei aici. Cremă reactivantă anti-age. Aici sunt detalii despre produsul ăsta nou cu SPF. Și aici mască hidratantă pentru păr. A, uite, mai am și două mostre din astea de mască. Erau și cei de la revista Psihologie acolo și mi-am completat colecția de reviste pentru că am foarte multe cu aceasta. By the way, să știți că în luna iunie, în revista Psihologie, va apărea listat și Tao și sunt foarte, foarte bucuroasă și fericită pentru treaba asta. I-am întrebat acum când o să apară revista și mi-au zis că undeva săptămâna viitoare și că va apărea pentru lunile iunie și iulie, cumva fiind vară, o să facă ceva împreună, ca să zic așa, pentru cele două luni. Și hai să vedem ce am aici, pentru că pe lângă produsul de tip colagen pe care ei l-au lansat de ceva timp, pe care vreau să-l scot din cutie, uite așa arată cutia asta, și care are un gust foarte interesant și ușor de acceptat, că asta este
cel mai important, că produsele de genul acesta sunt destul de greu de acceptat și explicau cei de la 21 Colagen acolo faptul că din pricina ingredientelor și a combinației de ingrediente, gustul nu este unul foarte plăcut, dar că ei au reușit cumva să modifice formula astfel încât să fie și plăcut la gust. Așa arată, vine cu capacul acesta dozator, teoretic ar trebui să luăm 30 de ml pe zi, 30 de ml înseamnă până aici și am văzut eu că scrie pe această cutie că ar fi 16 doze în această sticlă și aici scrie că sunt 10.000 de miligrame de colagen marin și încă 21 de ingrediente complementare. Uite, detaliile sunt aici, dacă credeți că vă ajută cu ceva, puneți o pauză și măriți și citiți sau intrați la ei pe site. Urmează să lanseze peste maxim o lună, din câte am înțeles, produsul acesta, pe care eu l-am primit să îl testez. Și sincer, sunt curioasă cum ar arăta în viziunea celor de la 21 Colagen. Nu știu de unde vine numele ăsta și uite, nu m-am gândit să îi întreb. O cremă cu SPF care protejează și care dă un boost de colagen. Pentru că ei spun că bei colagenul astfel încât să ai un boost din interior, te dai cu crema asta astfel încât să se întâmple asta și din exterior. Și între noi fie vorba, urmează să lanseze și o mască. Cred eu că un sheet mask. Așa arată ambalajul acestei creme. Se cheamă The Cream, are SPF 25. Ambalajul este de plastic, aș zice, dar este în culoarea asta care protejează de lumină, astfel încât să nu își piardă proprietățile. Testez și revin cu detalii către voi. Un singur lucru vreau să vă mai zic, dar o să vă arăt o rochiță mai întâi. Merg marți. De ce râzi, iubitule, de mine? Spune-mi de ce râzi. Am uitat că un singur lucru să mai zic, da, vă arăt rochiță. Păi da, că am uitat de rochiță. Merg marți la un eveniment care este cu dress code white, așa că am intrat în H&M și mi-am luat rochița aceasta. Trebuie să văd dacă a aprobat-o cineva înainte și trebuie cumva spălată sau nu. Este drăguță, am luat-o astfel încât să pot să o port și ulterior, să nu fie o rochie pentru un eveniment. Este dintr-un material din ăsta foarte plăcut la atingere și răcoritor. Nu m-am uitat la compoziție, dar ne uităm acum împreună. Și după vă povestesc și treaba care trebuie să-i scoată pe băieți de aici, de pe vlog. 68% bumbac, 32% in. Super, super bună și vine și cu această curea și am avut și multe vouchere din acelea de 5 lei, 10 lei, ce aveam eu acolo și am plătit 100 de lei pe ea. Și o să port toată vara, evident. Asta voiam să vă arăt și acum, băieți, vă rog să părăsiți acest clip pentru că trebuie să vorbesc cu fetele și sincer nu o să vă placă ceea ce zic eu aici și nici nu o să vă intereseze dacă mă întrebați pe mine. Erau acolo la Cosmo Beauty niște oameni. Oamenii aceia fiind de la Femi E-O-E-E-K-O-O. Nu, n-asta, o iau de la capăt. Femi.E-K-O. Nu știu de unde vine acest nume, dar interesant. Punguța asta, by the way, este din porumb, este reciclabilă sau biodegradabilă sau ceva de genul acesta și mi-a zis doamna asta că pot să o refolosesc. Da, uite, este din porumb, așa cum scrie aici. Poți să o pui într-un recipient din ala de compost. Don't get attached, cause I'm not here to stay. Ce tare, se descompune. Și apoi pot să o refolosesc dacă simt nevoia să fac asta, adică dacă vreau să salvez un picuț planeta, nu știu. A, ba da, știu cum se întâmplă asta, pentru că eu o desfac de aici, după cum vedeți și voi, dar ea mai are un sigiliu din ăsta și când vreau să o folosesc a doua oară, efectiv trag a doua foarte tare. Dacă ar face toate brandurile treaba asta, eu aș fi un pic mai fericită, sincer vă spun, pentru că mi se pare că dăm dovadă de responsabilitate socială, un picuț făcând treaba asta. Nu ca oamenii ăștia de la Cărturești pe care i-a durut la bașcheți. Vedeți? Mai are încă una. Și acum dacă vreau să o închid, pac, o să o închid și să o folosesc încă o dată. E, aici, în această pungă de la Femi E-K-O, am o cupă menstruală. Hai să abordăm subiectul ăsta pe care ar trebui sincer să-l abordăm. Ce se întâmplă, iubitule?
De ce te-ai uitat urât la mine? Ar trebui să îl abordăm în mod natural și să nu fie nimic tabu. Știți istoria, că v-am mai zis de câteva ori. Nu e bumbac, e bumbac, face drege, se irită, se face, se întâmplă. Se... Asta este. Suntem femei și trecem prin lucrurile acestea. Am primit și un pin de la ei, foarte drăguț. Ia să-l pun eu aici ca să vedeți că el se și... Ah, cred că mințe prochia. Să vedeți că se și învârte. Ce drăguț este, foarte simpatic. E un pin pe care scrie Femi E-K-O. Mai am aici un calendar în care pot să-mi notez diverse chestii și fii în ritm cu natura ta, echilibru, confort, protecție, libertate de mișcare și încredere. Uite așa arată. O să vă arăt, o să vă zic din ce... A, ce drăguț, vine într-un săculeț. Stați că nu e chiar așa. Uite așa. Și ea practic este aceasta. Nu o să o scot deocamdată pentru că aș dori să o scot în momentul în care o fierb, să o dezinfectez. Treaba este că mă întrebam de multe ori dacă ar trebui să încerc una sau nu. N-am știut ce să aleg și noroc că am întrebat și că m-am dus la stand și am zis, doamnă, aș vrea și eu să știu dacă ar fi bine, de ce ar fi bine. Și doamna mi-a recomandat-o pe aceasta. Nu știu ce să vă zic altceva. Faceți și voi un screenshot și căutați, oricum o găsiți la ei pe site. Mi-a zis că este făcută dintr-un material antibacterian. E făcută dintr-un material care în momentul în care intră în contact cu apa se, cum se cheamă, se igienizează singur, are puterea asta de a se igieniza. Poate fi folosită 5 ani și este în perfectă armonie cu corpul. Și aici pe cutie și în instrucțiuni, pentru că are un caiet destul de mare de instrucțiuni, am toate detaliile de care am nevoie. Și aici zice că e ușor de introdus ca un tampon și are protecție antibacteriană inovatoare. Despre asta vă ziceam. Și poate fi folosită pentru 12 ore consecutiv. Este o măsură universală și este... dizainuită astfel încât să se potrivească anatomic corpului, ca să zic așa. E potrivită pentru toate tipurile de situații și, sincer, sunt încrezătoare că va face treabă bună și că nu voi mai avea probleme din punctul acesta de vedere. Uite, flux minim, mediu abundent, toate tipurile de cervix, compatibil cu sterilet, reutilizare zilnic, oricum nu ai nevoie de el zilnic, până la 5 ani, produsul viitorului în igiena intimă, 100% silicon medicinal biocompatibil și cred că e foarte important să știm ce anume folosim și când anume folosim și ce avem de făcut. Dacă vreți detalii, le găsiți... cred că la ei pe site, nu am pe aici niciun site, dar vă las în descriere dacă am. Și dacă vă tentează, dacă folosiți deja și vreți să schimbați sau dacă pur și simplu vă tentează, vă las și vouă codul pe care îl văd eu aici, COSMO20. Este valabil toată luna iunie, din câte am înțeles, pentru 20% reducere pentru această cupă. Prin urmare... dacă vreți să mă mai întrebați ceva, scrieți în privat. Că mai mult nu știu ce să vă zic aici, oricum trebuie să citesc și eu manualul de instrucțiuni și v-am zis doar ce mi-a zis și mie doamna aceea acolo. Dar atât voiam să vă zic și am terminat pentru că mai am 3% baterie. Nu mai am să vă mai arăt altceva. A ieșit un vlog, cred eu, mai lung decât permite legea pentru situația în care sunt eu. Situația în care aici avem o saltea gonflabilă și aproape niciun lucru prin spate. După cum vedeți, aleas chestii pe care o să le car în partea cealaltă, unde o să locuim în perioada aceasta și 3 lucruri pe acolo și cam asta este tot. Urmează să dăm mobila jos și să așteptăm muncitori. Gata, 2% baterie, vă pup, vă îmbrățișez, vă mulțumesc că v-ați uitat. Cu puțin noroc o să avem clip și vineri, dacă nu avem clip și vineri și o mai avea puțin noroc, o să ne vedem în clipul de luni. Vlog săptămânal aș vrea să fac în continuare, dacă mi-o permite timpul să și editez, ar fi și mai bine. Pupici, îmbrățișări, mulțumesc că v-ați uitat și o săptămână minunată să aveți!